Suntem familiarizați cu donarea de sânge, dar nu și cu aceea de donare de celule stem. Mulți dintre noi nici nu știm ce sunt sau de câte feluri sunt ele. Celulele stem sunt niște celule pluripotente care se pot transforma practic în orice altă celulă a organismului. Celulele care sunt deja determinate genetic să se transforme în celule ale sângelui, inclusiv sistemul imunitar, se numesc celule stem hematopoietice, un nume frumos. Ele se transformă atunci când este nevoie în oricare celulă a sângelui, în hematii, în leucocite, în trombocite. Din anul 2009 există și în România un registru național al donatorilor voluntari de celule stem și celule stem hematopoietice, așa cum în țările Europei și nu numai, existau de mai multă vreme. Aici sunt centralizate datele tuturor persoanelor din România dispuse să doneze, dar și bazele de date din alte țări, ceea ce ridică șansele de a găsi un donator potrivit imunologic pentru cei care au nevoie de un asemenea transplant. A donat cineva până acum? Și dacă da, cu ce rezultat? La început mi-a fost frică până să mi se explice toată procedura. După ce doamna doctor Alexandra mi-a explicat toată procedura, nu am mai avut. Când am devenit donatoare de celule stem, m-am gândit la acea persoană care va avea nevoie de celule și că aș putea salva o viață. Beneficiarii unui transplant de celule stem de la o persoană nenorodită cu el sunt pacienții care au indicație de transplant de celule stem, cunoscut și sub numele de transplant medular, care nu au în familie un donator compatibil. Ca și afecțiunea la acestor pacienți sunt în primul rând leucemiile, boli ereditare, anemiile severe, cele care au componentă, care au determinism genetic, anemia plastică, toate limfoamele, inclusiv limfomul Hodgkin, sunt beneficiare de transplant de celule stem. Am donat celule stem pentru orice persoană care este compatibilă cu mine. Cine poate dona, în ce condiții, sunt întrebări ale căror răspunsuri pot facilita înțelegerea și poate decizia de a deveni donator. Poate deveni un donator de celule stem orice adult care are o stare de sănătate bună. Înscrierea se face până la 45 de ani. Dacă cineva dorește să devină donator, se poate adresa oricărei unități sanitare care are organizat un centru de înscriere a donatorilor de celule stem, trei dintre ele în București, Spitalul Clinic Fundeni, Spitalul de Urgență Floreasca, Spitalul Universitar București. În Iași avem Institutul Regional de Oncologie Iași și în rețeaua de transfuzie din România colaborăm cu 18 centre de transfuzie sanguină, cele care sunt în orașele mari și care au o capacitate mare de organizare. Și un îndemn. Celulele care au fost prelevate de la mine au fost donate unui pacient pe care nu îl cunosc și mi s-a spus că este bine și a fost externat. Eu aș sfătui compatrioții noștri să încerce să facă un bine fără a primi ceva material în schimb, pentru că oricine poate fi în locul unui pacient care are nevoie.